Miss Plaja, așa desemnat câștigătoarea, regina frumuseții, este tot din Constanța. La concurs au participat mai multe vedete autohtone, dar câștigătoarea a fost Bianca Zamfir, o tânără de 18 ani cu visuri mărețe. Treizeci de frumuseți din toate colțurile țării au concurat pentru titlul de Miss Plaja 2022, însă doar una a cucerit coroana de regină a frumuseții litoralului românesc. Încoronam cea mai frumoasă fetele de la Miss Plaja din 2022 și slab, frumoasă, cu zâmbetul și clar, cu o atitudine mare. Mă numesc Bianca, am 18 ani, sunt din Constanța. Și aturile, eu cred că a fost atitudinea. Am avut o atitudine un pic mai ok față de celelalte fete. Bianca Zamfir este o tânără pasionată de mașini, dar visează să ajungă pe marile podiumuri ale modei și să urmeze Facultatea de Administrație și Afaceri. Este visul meu de când sunt mică, să ajung pe podium, să ajung la Milano. Până atunci se bucură de titlul Miss Plaja obținut în această vară. Se lansa pe lume showbiz, televiziune, sunt fetele, de clar este una din fetele deja cântăreață, canta, cam Alexandra Stan. Încercăm să valorificăm titlurile. Au fost foarte multe fete, fiecare este frumoasă în felul ei. Eu m-am știut că o să iau, am fost așa foarte sigură pe mine, sigur iau, adică nu se... Ce da. O să faci cu premiul? Plec în Milano. Cum este la curent cu toate informațiile legate de toate concursurile de frumusețe, Bianca vrea să le transmită un mesaj susținătorilor săi. Vreau să le mulțumesc prietenilor mei că m-au susținut și au fost lângă mine și în momentul de ieri. Sper să ajung cât mai departe și să-mi fiți alături.